Asociațiile Împreună pentru A8 și Moldova Vrea Autostradă au demarat campania civică de strângere de semnături pentru construirea autostrăzilor A8 și A7, infrastructură ce reprezintă o condiție obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a Moldovei. Cele două asociații fac apel la toți locuitorii regiunii, la toți moldovenii, la toți românii din țară și din diaspora, să se alăture acestei acțiuni pentru a forța Guvernul României să deblocheze construirea acestor autostrăzi cu fondurile nerambursabile oferite de ani de zile de Uniunea Europeană. Oamenii au început încă din această după-amiază să semneze la cortul din fața Palatului Culturii din Iași. Asociațiile Împreună pentru A8 și Moldova Vrea Autostradă au decis ca începând de astăzi să înceapă strângerea de semnături pentru autostrada A8 și A7. Deci ne puteți găsi de la ora 16 în fața Palatului Culturii, echipele celor două asociații îmbrăcate cu de acum cunoscutele ținute cu veste reflectorizante. Facem cu toții apelul către cetățenii Iașului, ai Moldovei, să strângem semnături și să le ducem, să le punem pe masa guvernului, să arătăm guvernului încă o dată că moldovenii sunt deciși să-și ceară drepturile. Membrii asociațiilor civile susțin că prin semnături se va pune presiune pe decidentul politic care amână construirea A8 și A7 de aproape 11 ani. Se cere imperativ construirea autostrăzii A8, Ungheni, Iași, Pașcan, Târgu Neamț, Ditrău, Târgu Mureș până la 1 decembrie 2026. Autostrada A8 înseamnă, în primul rând, libertatea spre Europa. Înseamnă investitori. Va însemna strada pe care se vor întoarce acasă cei care au plecat în privegie. A7 este foarte importantă, în primul rând, pentru cei din sudul României, care trebuie să aibă legătura și cu nordul, și cu cei care se află mai la sud, cu capitala. A7 înseamnă o ieșire spre Marea Neagră, spre portul Constanța. A7 înseamnă accidente mai puține. După cum știe toată lumea, în ultima perioadă pe E85 au fost nenumărate accidente care s-au finalizat cu victime. Asociațiile Împreună pentru A8 Iași și Moldova Vrea Autostradă Iași speră ca prin această acțiune, semnături pentru A8 și A7, Moldova să primească ceea ce îi se cuvine de mult, infrastructură modernă și șansa unui viitor prosper.